am avut primul sărut. Primul băiat care m-a sărutat a fost în fața bisericii. Am n-am coronavirus. Da, păi tot așa sunt și eu. Am n-am jefuit o bancă. Am încercat odată, dar sunt Mihai, sunt în floarea vârstei, lacul codrilor a înghețat. Bună, sunt Betty, sunt secretara domnului director Mihai și am 15 ani în câmpul muncii. Bună, sunt Vicky, am venit de acasă cu ardeiul ca să vă servesc și pe voi. Ce bună! Bună, dragii mei! Eu sunt Mari, sunt adolescentă, am 18 ani și strugurii mei sunt delicioși. Eu sunt Ana și totdeauna pornesc cu nu. Bună, eu sunt Flori și mai fac niște năzdrăvănii. Vorbesc la telefon, la cameră. Însă mi-am luat niște instrumente acum și rupem! Salut, eu sunt Lemnar și sunt aici cu echipa Enat în cancelarea TikTok. Cei mai buni TikToker din România la ora actuală, probabil și internațional de la anul, dacă totul merge bine. Îl avem aici pe domnul director Mihai, îl știți cu toții. Secretara domnului Mihai, Betty, doamna Mari, Ana, Flori și doamna Vicky, care este matematică. Profesoră de matematică. Sper să nu iau note mici azi. V-am rugat pe Instagram să-mi lăsați și întrebări de am-n-am pentru ei, așa că voi mi le-ați lăsat și eu acum o să întreb pe ei. Am-n-am avut primul sărut. Am avut primul băiat care m-a sărutat a fost în fața bisericii. Treceam pe drum, la țară. Am avut, pe vremea aia ne plimbam în parc și acolo și ne-am sărutat. Sărut. Da, primul sărut nu se uită niciodată. Am avut și ce plăcut! Da. Totdeauna începutul este nemaipomenit, sărutul de la vârsta de 15 ani. Vă dați seama cam cum este. Da, păi tot așa sunt și eu de părere. Și doamna Vicky? Da, am avut. Eram undeva ascunsă. Oh, misterios! Mai spuneți-ne! Dar de mai spuneți-ne! N-am făcut ceva ilegal. N-am făcut. Nici eu n-am făcut. Niciodată. Niciodată. E, nu, că mă lua, mă ducea la DNA, la eu știu unde mă ducea. Poliția. N-am făcut, mi-a fost frică de așa ceva. Nici voi să nu faceți nimic ilegal, luați exemplu oamenilor de aici. N-am mâncat ceva de pe jos. Am mâncat, mă băteam cu rațele pe dude. Am mai căzut câte ceva pe jos și am luat și am spălat și am mâncat. Regulat de 5 secunde. Da, de obicei fructele care cădeau pe jos, da. Corcodușe luam de jos și le mâncam. Păi dacă am copilărit la țară, era inevitabil să fac asta. Normal. Cum să nu mănânc? Și de alea germănoase. Mă trezeam cu fiernii mâncați pe jumate. Atunci când aveam 6 luni. Adică erați foarte mică și mâncați, și plasticuri de toate, că cred că toți mâncați când eram copii. Bun, trecem la următoarea întrebare, o întrebare care s-ar putea să îi bage la părmeaie dacă răspund ceea ce nu trebuie. N-am jefuit o bancă. Când iau pensia normal că de la bancă eu. Nu s-a întâmplat așa ceva. Încă. Când iau pensia și bonusul, da. Oh. N-am de gând să fac așa ceva. Eu mă feresc de bănci ca de nu știu ce. Foarte bine, banii la ceva. Numai iau așa. Doamna Vicky? De care este întrebarea? Am jefuit o bancă. Nu, nu, am încercat odată, dar O altă întrebare care mi-au pus-o mai multe persoane, n-am fumat la viața mea. Mai în tinerețe, așa mă, dădeam și eu mare o țigare de-aia. Și atât, da, ați reușit să vă lăsați. Da, mă prosteam mai mult. Eu am fumat, când eram mai mic, mai tânăr, așa, acum nu mai... Niciodată, absolut niciodată. Foarte bine. La o petrecere, a dat o țigară și au râs toți de mine pentru că nu puteam să fumez. O perioadă relativ scurtă, câțiva ani de zile, gata. Super, da. Da, am încercat odată și m-a luat amețeală și am renunțat. Să nu fumați orice ați face. N-am înjurat un profesor cu voce tare. Pe timpul meu nu se jurau profesorii, te ferec de el. Acum el și bat în clasă pe profesor. E așa, în surdină mai deoparte, chiar în față. Da, nu i-a spus în față nimeni. Dar v-a înjurat până acum vreun elev? Niciodată nu am înjurat profesorii, nici măcar în gând. Noi, pe vremea noastră, respectam foarte mult profesorii. Niciodată, dacă aș fi auzit un elev al meu că face așa ceva, era mai de el. Nu, cum să fac asta? Pentru că nu merge, nu. Am fost educată să nu înjur. Foarte bine, foarte rău. N-am fost la un pas de moarte.
Adică în sensul, dacă nu știu, v-ați dus la mare și era să vă necați sau dacă era să dea o mașină peste voi sau orice caz de ăsta de moarte. Am fost cât pe aici să mă nec până la vreo 9-10 ani, un verișor a sărit după mine în apă și m-a scos. Bine că v-a scos, acum ați devenit mare tiktokeriță. Am intrat o dată într-o vie, într-un accident și am scăpat ca prin minune. Cu mașina? Cu mașina, da. Da, odată pe o trecere de pietoni, eu traversam corect pe verde, eram foarte supărată că decedase mama și era să mă calce mașina. Nu, n-am pățit niciodată, n-am fost aproape de o astfel de situație. Sunt norocoasă? Da, mi s-au întâmplat mai multe accidente, nu accidente, da, am căzut, efectiv m-am întins pe stradă, că eu sunt o fire repezită, ori stau, ori alerg, da? Și multe de genul ăsta. Am căzut așa pe scări, de sus în jos și așa mai departe. Bine că sunteți bine. Dar sunt optimistă și merg înainte. Am fost cu sora mea la o gârlă să facem baie și bineînțeles că a venit apa mare și ea a fost cea care mi-a salvat viața. Câți ani aveți? Erați tânără? 4 ani. Oh, foarte micuță. Te-ți recunoscătoare. Și ultima întrebare de astăzi este, n-am coronavirus? N-am coronavirus. Foarte bine. Să sperăm că nimeni nu are, că dacă are cineva, toți suntem bolnavi. Doamne ferească. Doamne fie. Cred că e doar o trăsnare. Doamne ajută să nu ne atingă coronavirusul. Nu, nici vorbă de așa ceva. Nu. Nu primesc. Foarte bine. Mi-am crescut imunitatea și nu cred că se apropie de mine coronavirus. Foarte bine. Deci nimeni de aici nu are coronavirus. Eu sunt Nemnaru, este echipa Enalt, aveți link-urile de la TikTok-urile lor în descriere, la fel și YouTube-ul lor și Instagram-ul lor, neapărat să intrați acolo să vedeți ce fac acești tinerei. That's like. That's follow. That's like. Lăsați un comentariu. Urmăriți-ne pe Instagram. Și nu uitați să ne urmăriți pe YouTube. Mulțumim! Yeah.